intrăm în Reșița, prima dată. Oraș al locomotivelor, nu? Să mai pun încă frână, mai mult. Ah, aici e poliția. Pe stânga. Nu se uită radar. Dar tot să se uite. Din 0-0. GPL e 0-0. Dacă era pe gaz, băgau. 0-0. Ce da? E eroare. Asta numai în România se poate întâmpla. Mă, ce blocuri pe mea la Ceaușescu. Viteza ta, 53. Vine. Dar aici e ăla, Dani Oțil. De la Răzvan. De la Răzvan și Dan. Iața și Răzvan și Dan. Da, de aici, din orașul ăsta. Ia din Reșița. Da. A, pe cred că e mea, tu ieși în Reșița. N-am intrat pe ieși, ieși. Dar să știi că a fost la meciul ăla pentru fetița lui Mihail Bucă, a fost și el. Da? Da. El cu bobonete. Da, mă, dar Mihail Bucă 100.000 de euro a donat. Asta ai roșu, cam roșu. Ne pierdem la urmă o secundă din viață. Ne rugăm, Doamne Iisuse, miluiește-ne. Amin. Doamne Iisuse Hristos. Uite, ai biserică, ai ortodoxă de în față. Nu? Ai ortodoxă? Așa. Și aici ne facem stânga? Noi facem sensul și după... Calea Timișoarei. Doamne ajută. Reșița de sus. Au tramvai. Sunt modern. Asta e bine. Fac. A, sau cum se face? Să repara, că la noi tot repara de 33 de ani. De la Revoluție tot repara. Bun, te rog frumos în invitare. Ce plin de tramvai. Dar uite ce stânga e fain, uite. Locomotivele, uite. Muzeul locomotivelor. Uite la aici. Mamă, ce de sus. Uitați pe stânga câte sunt. Stai că mi-are și pe contrasens. Ne întâlnim cu... Aoleo. Aoleo. Bă, tu ne filmezi, mă? Nu uite okay, să vă registrezi, mă. Eu filmez ăsta. Locomotiva. Elevi. Ba nu. Principesa Elena scrie. Am crezut că e elevi. Elena. Ai dat numele la locomotiva aia. Ah, și acolo poate principele Radu sau... Mihai... cel bun. Părintele Radu de la Certege. Uite, orașul Reșița. Aici e jumătate din oraș, că a fost mai înainte alt oraș, acum jumătatea lui. Până era capul satului. capul orașului. Înseamnă că e împărțit pe două. Nu știu aici, e dublu sensore. Nu, sens unic, scria sens unic. Da? Am văzut sensul, da. No, am filmat pădurea, dar e bine. E bine că e sens unic. No, că sunt gătat civilizația aici la Reșița. Ce fain să vede orașul de sus, mamă. Mamă, fii atent că aici ai, cum îi zice? Belvedere. Belvedere, da. Mila-i, mă, pe orașul Reșița, mă. Ce frumos e. Frumosos. Mamă, dar noi mereu chiar înconjurăm pe aici, frate. Nu conjură nimic, dar noi mereu încolo. Au, lăs spre Oravița, e gata, Moldova Nouă, e bun. Așa, oh. Mă, la Moldova Nouă am ieșit aici, stop. Hai că dăm pe civilizația, adevărat. E bun. Vama. Hai dă-și. Zice că să nu oprești în zona. Nu-i nimeni aici, numai noi. Vama, deja suntem în vama, mă. Hai, Gemine, scoate buletin. Buletin. Suntem în Serbia, bine ați venit, moșilor. Frumos. Gata, am intrat? Așa de simplu? Maica Domnului cu noi. Prima biserică ea, ortodoxă. Uite cum au turlele ei. Am văzut, Timișoara am văzut așa turle. 1868. Dunărea la Serbia, mă. Ce frumos. Nu mă, că asta e un braț mai mic și urmează un braț mai mare. Au, au. E atentat aici. A, da. Brațul ăsta l-a făcut ca să pun un pilon de pod. Pui acolo ce pot. Uite la ai, mă. Nu, no, și la noi. Ciuciu, wow. Banana. Nu, că avem și noi. Ce avem? Avem și noi. Și noi avem, dar cred că ne întreg ăștia. Avem și noi. Avem la Giurgiu, mergem să vedeți podul ăla, ăla. La Ruse. Avem și noi. E frumos. Irile îngerești, cu botezătorul, cu apostolii lui Hristos și cu sfinții toți fecioară, mai
ajuns și în Macedonia, mă rog, intrăm. Macedonia. Da, am vrut numai. Prima dată Macedonia, fraților. Doamne, îți mulțumim. O minune am trecut. Macedonia. Urmează Grecia. Venim. Doamne ajută. Locoile. 50-50. Ce da? Sau alea? 90-50. Am crezut că e 50-50. 50-50, știi? Ce tare asta, locuil cu etaj. Hai să mă duc la etaj. Da, am putea și cu părinții în Macedonia. Macedonia. No. Hai să mergem la baie. Tu mă ajungi și 7 ore cu alimente, tot la Aghiana mergem, spre Athos. 5 dimineața așteptăm să vină părinții să-și ia materialele și mergem la 6:30 spre portul Daphnis, de acolo de ea, părintele Timie cu mașina spre Schitulacul la români. Doamne ajută, Maică, Doamne mulțumim că m-a luat cu bine. Pentru mine a 7-a oară. S-ar tot fi inima să sară asta. Caldă apă. E septembrie. Suntem în... Nu mai știu câte septembrie. În 2 septembrie pe stil vechi. Deci 15 pe stil nou. Da. Sfânta Cruce. Aghiana. Totdeauna când ajung români aici în portul e la Uranopoli, orașul luminilor. Se bagă un pic la apă. Am băgat și un pic la apă. Da. Pentru a 7-a oară. Mai vin poate și alți români cu alimente. Da. Și așteptăm la 6:30 prima plecare. Cred că vreo 10 ore până la portul principal, portul Daphne. Da, Maică Domnului cu noi să ne ajute să mergi părinții cu materialele și cu biletele. Dacă nu ne luăm direct de pe vapor. Hai, Doamne ajută, Maică Domnului fi cu noi. Amin. Și am ajuns din nou la Daphne. Sunt bagajele. Daphne. Aici. Mulțumim, părinte Mihail, că ne-ați luat la ocazie. Totul e odată. Pe cărările Athosului. Cria buona vestire. Era bine, acum vorbim așa în prealabil, nu în loc, să intre un băgând, să ies un creștin. Dar nu a fost, dacă aveți ceva în proiect. Intră un băgând și ies un creștin. Da, păi, poate înțeles, dar dacă aveți un proiect, gândiți-vă și la varianta asta. Uh-huh. Deci așa era mai de mult în vechime? Asta era romanilor. Băile la ei erau ceva luxul, luxul. Dacă citiți... Baptistele, nu? Despre... Eu, cartea, mă, tot cartea lumea... Tu știi ce e o moluscă? Moluscă e puiul de praf. A, uite, apărut încă una. Noul fotbal de pisici. De Athos.